Salut, eu sunt Răzvan. Ce urmărește acum este un interviu Hot News despre cum e să lucrezi de acasă. Și alături de mine este Claudiu Murariu, cofondator Inner Trends. Bine te-am găsit! Bine te-am găsit, Răzvan, și bun găsit tuturor ascultătorilor! Eu sper să, ca oamenii după perioada asta, intrăm deja în a treia săptămână, chiar, să nu fie demoralizați cu lucrul de acasă, chiar dacă unii sunt la început. Așa că știu că tu le vei oferi mare parte din sfaturi și cum să rămână mobilizați psihic până o să treacă perioada asta. Întâi o să te rog să-mi spui cu ce se ocupă Inner Trends și mai ales cum ai ajuns tu și colegii tăi să lucrezi mai ales remote. Sigur. Inner Trends este o platformă ce dezvoltă algoritmi de data science pentru companii de software, să-i ajute să înțeleagă foarte bine comportamentul utilizatorilor acelor produselor pe care le dezvoltă ei. Practic, Inner Trends ajută o persoană care dezvoltă software să înțeleagă de ce anumite funcționalități sunt utilizate mai mult decât altele, ce alte funcționalități ar trebui introduse în software și ce anume îi face pe utilizatori să se oprească în a folosi un anumit software. Despre noi, cum am ajuns să lucrăm remote, cred că acum au trecut foarte mulți ani, am avut vreo 10, cred că 15 ani în urmă, am aplicat la singurul și primul meu job pe care l-am avut vreodată, care a fost la compania GECAD, a lui Radu Georgescu. El era cofondator atunci și era încă implicat foarte activ în companie. Am lucrat acolo 3 ani de zile și am intrat foarte adânc în zona asta de date și am hotărât să-mi creez propria companie. Dar că zona asta de date, pe care aveam o pasiune foarte adâncă, nu era foarte ușor să găsești oameni în jurul tău care să-ți împărtășească această pasiune. Și atunci cred că nevoia a fost ceea ce ne-a împins sau m-a împins să merg pe remote, pentru că oamenii pe care mi-i doream aproape și cu care să lucrez erau de fapt în alte orașe, alte țări, și doar așa, singurul mod în care puteam să intru în acest spațiu al datelor a fost să intru în zona de remote. Ca să înțelegem un pic mai bine, tu ai început să faci asta acum ceva timp, când Skype încă era ceva masiv. Da. Bun. Nu, greșești, când Yahoo Messenger era încă ceva masiv. Când Yahoo Messenger era masiv. Cât de dificil era atunci când n-aveai, nu știu, Wi-Fi nu era peste tot în orice cafenea sau în orice local, sau să-ți dai hotspot de pe telefon. Cât de dificil era să faci muncă remote? Sincer să fiu, nu foarte, pentru că nu cred că stă în tool-uri foarte mult povestea asta cu remote-ul. Pe vremea aia, da, făceam call-uri pe Skype și da, Skype-ul foloseam destul de mult, dar Skype mergea destul de greu. Și atunci de multe ori închideam Skype-ul, luam telefonul și discutam la telefon când era vorba. A fost un avans uriaș, într-adevăr, când am putut să facem screen share la ecran. Asta a făcut să crească productivitatea mult. Dar munca remote nu stă foarte mult în tool-uri. Ele sunt importante, nu le scad importanța, dar tool-urile nu sunt și suficiente pentru a fi productiv în partea asta de remote. Pentru mine, cred că ce a făcut diferența a fost faptul că eram introvertit. Și, de fapt, eu lucram mult, mult mai bine când nu aveam foarte mulți oameni în jurul meu. Și fiind și o fire matematică, totul fiind un calcul și o direcție și foarte clar structurat, a fost doar o chestiune de a găsi oameni care sunt la fel ca mine și cu care pot să comunic ușor și repede. Și am avut acest noroc să găsesc primii oameni cu care am intrat în mediul ăsta, și să intru în spațiul ăsta. Sunt peste 5 echipe remote în care am lucrat până acum. Pe multe le-am condus, în altele nu am fost eu liderul lor. Și cel puțin 3 din cele 5 au fost pe time zone-uri diferite, Statele Unite, Asia și Europa.
Asta e o situație în care cred că se regăsesc și o parte, nu știu exact câți, o parte din angajații din România care acum ar trebui să lucreze de acasă. Bun, ei s-au trezit în situația asta. Contextul i-a împins în așa ceva. Hai să discutăm un pic de spațiu. Cum crezi că ar trebui să-și amenajeze locul, biroul de acasă, astfel încât să nu fie niciun disconfort foarte mare, dar să nu devină nici casa toată un birou? Exact. Sincer, treaba asta cu birou e foarte, foarte importantă. Eu lucrez remote, dar nu lucrez de acasă. Spațiul chiar de unde vorbesc acum este la mai puțin de 50 de metri de unde locuiesc. Întotdeauna am închiriat un spațiu foarte, foarte aproape de locuință, să nu trebuiască să fac mai mult de 2 minute până la birou, dar nu am birou la casă. În schimb, în prezent, foarte multă lume nu are luxul. Acum, hai să mă duc să-mi închiriez un spațiu lângă, pentru că coronavirusul, de fapt, ne spune că trebuie să stăm acasă. Și atunci, primul sfat este, într-adevăr, să se delimiteze un spațiu care să fie de birou și la care să mergi ca la birou. Am lucrat de acasă, cred că primii 2 ani de zile, lucram în acel mod clasic de acasă, în care mă trezeam din pat, mă puneam în pijamale la calculator, habar n-aveam în ce zi a săptămânii eram, dacă era zi sau noapte afară, nu știam ce se întâmplă, pur și simplu lucram non-stop. Și mi-am dat seama că nu eram nici productiv, nu ajungeam nici foarte departe și atunci am luat decizia de a separa lucrurile. În momentul ăla ce am făcut este am eliberat o cameră din apartamentul în care locuiam și am setat-o special să fie de birou. Și mă îmbrăcam, mă echipam și mă duceam la birou. Făceam 5 metri până la birou, dar era treaba că mă duceam la birou și aveam un program pe care încercam să-l respect la maxim, după care plecam de la birou și reveneam acasă unde intram în activități normale. A fost o diferență uriașă în productivitate când am făcut asta. Asta ajută foarte mult, cel puțin în contextul de acum, că te și mobilizează să menții cumva ritmul obișnuit, să nu stai în pijamale, cum ziceai, la birou, să nu stai cu laptopul în pat și dintr-o dată să strici tot echilibrul pe care l-aveai cumva acasă. Dar mai vine o nuanță aici. Există această nuanță acum, în contextul actual. Exact. Senzație de izolare. Cum ai recomandat tu cuiva să treacă peste asta și să se gândească că prin astfel de instrumente digitale totuși poți să ții legătura cu alții? Da, e foarte important și dacă e să împărțim lumea asta în două categorii, deși e total greșit să facem asta, dar sunt acei oameni care sunt pe stilul introvertit, care ei când au oameni în jurul lor, de fapt sunt puțin în afara zonei lor de confort, și cealaltă zona extrovertiților care să stea singuri nu se găsesc deloc în zona lor de confort. Își doresc să aibă tot timpul oameni în jurul lor. Acum suntem forțați să fim în zona în care vrem, nu vrem, cam nu prea, nu putem avea o prezență fizică mai mult decât familia din jurul nostru. Și sunt unii oameni care sunt convins că suferă mult din cauza că nu pot să aibă colegi sau oameni sau nu pot să iasă afară și să fim înconjurați de foarte mulți oameni. Ce facem ca să rezolvăm problema asta este... Sunt niște tehnici pe care le abordăm și care funcționează, mi se pare că mie foarte bine. Personal, mă simt mult mai apropiat de colegii pe care i-am remote în prezent. Pe unii nu i-am văzut niciodată. Nu am dat noroc cu ei niciodată până acum și mă simt mult mai apropiat de ei față de poate colegii, mulți dintre colegii pe care aveam când lucram într-un spațiu de birou. O tehnică pe care o avem și o folosim este ca fiecare ședință pe care o începem începe cu 5 minute de lucruri personale. Fiecare vine și îmi spune ce a făcut ieri, ce a făcut weekendul trecut, ce a făcut acasă, ce i s-a mai întâmplat minunat în viața lui. Asta putea fi foarte utilă, mai ales acum, în perioada asta.
Exact. Și oricât de importantă e ședința aia, și putem intra și în treaba asta a ședințelor, că și treaba asta cu ședințele în remote poate să o ia pe multe căi, dar oricât de importantă e ședința și orice subiect s-ar discuta, primele 5 minute fiecare spune o chestie personală. Ideea e că atunci când spui o chestie personală pe Zoom, cum o spunem noi acum, o spui în fața unei audiențe, nu o spui unui prieten. Și te simți cum te descarci, te simți cum vezi cum reacționează ceilalți. E foarte, foarte puternic exercițiul ăsta și ajută mult. Bun. Ai trecut prin momentele astea în care te simțeai prea izolat? Aveai senzația că ar trebui să întrerup cumva ritmul sau să schimbi cu totul ritmul? Da, asta cu schimbatul ritmului se întâmplă, clar. Și ce fac în momentul în care simt asta, o comunic. Comunic colegilor și le spun, mă, e, ceva nu merge, nu mai fac față. Trebuie să schimbăm ceva ca lucrurile să intre normal. Și de cele mai multe ori, de fapt nu de ce, de aproape întotdeauna, de ce zic aproape? Întotdeauna, nu are nicio legătură cu ce fac eu. E tot timpul problema în altă parte și în acele discuții o descoperim și iarăși întotdeauna în urma acestor discuții plec un entuziasm super solid care îmi dă energie mult timp din punctul ăla mai departe. Dacă ai face o listă foarte scurtă sau cu, să-i spunem, lista esențială, listă de supraviețuire, ce aplicație ai trece astfel încât să bifezi chat-ul, conversațiile, repartizarea sarcinilor, cât și colaborare pe documente, că este un Excel, că este o prezentare, că este un document Word, doc. Menționează-le pe cele mai importante și de ce. E un tool de videoconferință. Mi se pare foarte important. Noi folosim Zoom în prezent și atunci când Zoom nu e disponibil, folosim Google Hangouts. Un tool de chat scris pentru a nu distrage atenții pentru a nu distrage colegii din ceea ce fac. Sunt lucruri pe care trebuie să le comunic acum urgent și atunci da, comunic, vreau să ne auzim. Pornim un link de Zoom, dar sunt momente în care am o întrebare, pur și simplu o las pe Slack, un chat. Practic e un chat, sunt destul de multe tool-uri, are Microsoft Teams, chat, cred că și Facebook are un tool în zona asta. Noi folosim Slack pentru comunicarea în echipă, asincron. Aici că ai menționat Facebook, ai recomandat sau nu Messenger-ul? Problema cu Messenger-ul, nu știu. Problema cu Messenger, poți să ai doar colegii tăi în Messenger? Nu știu. Poți să faci un grup. Mie mi se pare că te fură foarte ușor Facebook-ul per total. Mai vine o notificare, îți mai scrie încă cineva pe chat. Nu e ca și cum ai putea avea un grup foarte izolat de tot ce se întâmplă pe Facebook per total. Da, cred că Facebook are un produs de Facebook pentru companii în care sunt doar colegii tăi. Și acolo aș recomanda, dar nu aș ține comunicarea cu colegii la un loc cu familia și cu toți ceilalți prieteni, pentru că, da, ești la birou. Și când ești la birou, da, comunici cu colegii de la birou. Deci avem chat, avem conferință și da, un tool de task management. Până recent am folosit Trello, acum am trecut pe Asana. Ce au special? De ce n-ai putea să faci într-un chat asta sau într-un mail? Să ai practic o listă foarte mare în mail? Depinde de volumul de muncă. La noi sunt zeci de tichete care se deschid. Fiecare tichetă are alți oameni care comunică pe tichetul respectiv. Și practic noi ce vrem este să comunicăm cât mai puțin. Vrem ca noi ca și echipă vorbim maxim o oră jumătate pe săptămână, toți la oaltă, și cred că 3-4 ore am de comunicare totală cu ceilalți. Dar asta când vine de comunicare unul la unul. Dar asta nu înseamnă că nu știm unde sunt ceilalți, ce fac ceilalți, și acolo intervine acest
de sistem de task management. Avem niște procese bine puse la punct în care vreau să știu care sunt tichetele de la suport care trebuie să rezolvate, văd cine e pe ele, care sunt tichetele neasignate, unde trebuie să intervin, să dau o mână de ajutor, e cineva prea încărcat care are nevoie de o mână de ajutor și așa mai departe. Practic, din cum am discutat până acum, totul, când vine vorba de lucru de acasă, totul se concentrează în jurul organizării. Cu cât o faci mai bine și pornești mai bine cu ea din start, cu atât o să fii mai puțin deranjat de lucru de acasă. Da, și aș zice un alt cuvânt aici care cred că e foarte important, și anume al disciplinei. Practic, dacă intri într-o zonă de disciplină pe care ți-o autoimpui, poți să ajungi la aceste super rezultate. Eu spun întotdeauna că oamenii care lucrează remote sunt, trebuie să aibă atitudine antreprenorială, că nu au de ales altfel. În lucru remote nu e nimeni care să stea lângă tine să te învețe cum să faci ceva. Și da, e greu să fii învățat pe Zoom. Nu e același lucru. Și atunci tot ce faci este să trebuiască să ai inițiativă. Și un cuvânt pe care, sincer, nu știu să-l traduc foarte bine în limba română, noi spunem ownership. Practic să-ți asumi responsabilitatea pe ce ai de făcut. Exact. Și cu foarte multe cuvinte, dar... Exact. E un cuvânt foarte puternic în, în limba engleză, pe care, da, îl apreciez foarte mult. E atâta timp cât știi ce ai de făcut și ți-asumi responsabilitatea pe lucrul ăla și ieși inițiativa că atunci când te blochezi să găsești soluții, ai să vezi că, de fapt, lucrul remote e mult mai plăcut decât cel de la birou. E... Ok, suntem în perioada coronavirus, dar se va termina. Avantajul a la lucra remote este că poți să-ți alegi tu colegii oricând. A lucra remote nu înseamnă neapărat să lucrezi de acasă. Eu am lucrat remote și dintr-o bibliotecă din Barcelona, în care mă întâlneam cu tot felul de bătrânei care citeau presa, stăteam jumătate de oră cu ei, povesteam, după care mă duceam și lucram și mă simțeam absolut incredibil. Am lucrat remote din hub-uri, am lucrat remote din birouri subînchiriate, în care erau alți colegi care îmi plăceau foarte mult făcând cu totul altceva și eram și singur cu spațiul meu acolo. Asta cu birourile e ceea ce a prins și la noi, cred, cu coworking-ul. Practic, exact. Mai mulți oameni din mai multe domenii lucrează în același spațiu. Și asta e tot ce pun la comun. Am văzut chiar azi o știre interesantă. A crescut volumul de vânzări pe software care să spioneze, să urmărească activitatea de pe un calculator. Și asta din teama managerilor că angajații, care acum sunt forțați în numeroase țări din lume să lucreze de acasă, nu își fac treaba. Și acum vreau o perspectivă de manager, din partea cealaltă. Cum te asiguri că oamenii își fac treaba? Dincolo de ownership-ul asupra acțiunilor, dincolo de poziționarea lor, să fim fix pe situația asta. Oamenii sunt forțați să lucreze de acasă și ca manager trebuie să te asiguri că ei chiar își vor face treaba și nu vor, să spunem, chiulii. Noi nu monitorizăm niciuna dintre lucrurile astea cu niciunul dintre colegii noștri. Spuneam că aveam o singură ședință pe săptămână. Ședința aia are o denumire specifică la noi, e L10. Lumea o poate căuta pe internet să vadă exact despre ce e vorba. Are o structură foarte fixă, dar în acel L10, practic, ne aliniem toată echipa cu ce urmează să se întâmple săptămâna viitoare și ce a trebuit să se întâmple săptămâna trecută și nu s-a întâmplat. Și nu se raportează cuiva, pur și simplu e către întreaga echipă. E când cineva nu reușește să-și facă treaba, se vede imediat în acea ședință. Și poți să lucrezi 4 ore. Pe mine nu mă interesează nimeni să lucreze 8 ore în compania mea. Din potrivă, avem opusul. Îmi întâlnesc deseori colegii stând peste așa zis program și încerc să le atrag atenția că nu e ok. Dar da, chiar nu monitorizăm ore. Și nu ne uităm la ce fac. Pe noi ne interesează ce ți-ai propus să faci săptămâna viitoare, inițiativă și responsabilitate. Cât ai reușit și dacă te-ai blocat, ce ai făcut? Ai lăsat-o așa și doar ai venit la sfârșitul săptămânii și ai spus, da, m-am blocat și n-am știut ce să fac. Nu e ok. Ne așteptăm să găsești soluții.
Ai menționat un lucru foarte interesant, statul peste program. Și din discuțiile mele din ultima săptămână cu diversi oameni care acum lucrează de acasă, s-a ridicat deasupra tuturor problemelor asta. Lucrează mai mult acum când lucrează de acasă decât o făceau de la birou. De ce ajung oamenii să facă asta? Și totodată ai trecut prin așa ceva? Da, da, am trecut foarte, foarte puternic prin așa ceva. Am ajuns să lucrez, cred că și până la 14 ore pe zi, când eram la început. Și da, este un pericol în care se poate intra ușor. Ține, cred că, de disciplină și nu sunt, chiar dacă sunt co-founder și CEO-ul companiei, sunt departe de a fi cel mai disciplinat. Colegii de multe ori mi-atrag atenția pe partea asta. E, după cum spuneam mai devreme, practic îți iei un proiect și vrei să-l duci până la capăt. Neexistând un cadru de, nu știu, 8 ore, de la 9 la 5 sau lucruri de genul ăsta în care trebuie să lucrezi, e foarte ușor să sar peste. Statisticile sunt și mai puternic. În Statele Unite am văzut statistici în care oamenii care lucrau la remote nu își luau concedii. Deci duce până mult, mult mai departe și, într-adevăr, o zonă în care trebuie să fii foarte atent. Eu cred că ține de disciplină, ține de fiecare să-și consume timpul cât mai eficient și la un moment dat să spună, da, aici s-a terminat ziua mea, trebuie să intru în spațiul meu personal să-mi reîncarc bateriile, pentru că dacă stai doar în spațiul profesional, eu când am stat doar în spațiul profesional nu aveam randament bun. Totodată, e o chestie utilă la lucratul dintr-un birou. Ai feedback absolut imediat când spui ceva sau ții o prezentare sau de orice natură. Și noi ca oameni ne bazăm foarte mult pe limbajul non-verbal atunci când vrem un feedback. Ce facem să nu te panichezi și să nu-ți faci foarte multe griji când ești online, când ești remote? Astfel încât tonul dintr-un mail sau dintr-un mesaj de pe Slack poate să ți se pară ironic, vesel sau plictisit. Cum treci peste senzațiile astea? Mai ales în contextul acestui coronavirus va fi greu, pentru că e una dintre marile provocări pe care orice companie care lucrează remote trebuie să treacă peste. Eu aici vin, sau crezul meu e mult în zona feedback-ului pe bază de cifre. Întotdeauna le spun colegilor că, mai ales când vine vorba și de clienții noștri, nu mă interesează când un client ne spune cât de minunat e produsul nostru. Prefer să țipe la noi, dar eu să știu că i-am îmbunătățit business-ul și să am cifrele care să denote treaba asta. Și să ajungi să transforme o companie în cifre, să ai metrici pe toate zonele, astfel încât fiecare să știe unde e el față de așteptări, față de așteptările lui, față de așteptările companiei și cum stă, ăla e cel mai important feedback pe care ar trebui să-l aibă. Și ce facem ca și companie să-l ținem cât mai transparent posibil. Folosim un sistem și dacă e să vorbim de tool-uri, eu mai degrabă m-aș duce către aceste așa zise tool-uri. L10 e tipul de ședință de care povesteam și un al doilea sistem pe care îl folosim este cel de OKR. Objective Key Results, în care noi avem setate un obiectiv pe quarter și niște rezultate cheie pe care așteptăm să le îndeplinim și în fiecare săptămână vedem cum am înaintat pe acel obiectiv și pe acele rezultate cheie într-un mod transparent către toți colegii și de acolo se vede repede când facem bine, când nu facem bine, când mergem și acela e tipul de feedback pe care prefer să-l dau. Problema pe care o am de multe ori în spațiile de birouri închise este că sunt acele persoane care au se pricep foarte bine la cum să spun într-un mod elegant, la aș folosi skill-urile sociale pentru a avansa în organizație, pentru a-și impune anumite proiecte. În zona remote nu se întâmplă asta. Gen, e mult mai obiectiv și cred că e mult mai sănătos în felul ăsta. Asta e o abordare interesantă, de care n-am ținut cont până acum.
dat fiind că nici contextul n-a fost de așa natură. Și atunci te întreb, crezi că momentul de acum o să, nu neapărat să forțeze, dar o să ajute companiile să ia în calcul și dezvoltarea unei infrastructuri remote? Și aici mă refer nu la propriu-zis aplicații sau exerciții de cum să lucrezi de acasă, dar pur și simplu la a asigura un flux de lucru pentru astfel de situații, indiferent ce le va cauza. Da, sunt convins de asta. Deja, partea asta cu remote era pe un avânt destul de mare, este pe un avânt destul de mare, mai ales în partea din vestul Europei și Statele Unite. Am petrecut 4 luni în San Francisco în vara anului 2019 și acolo deja se vorbeau despre echipe de vânzări remote. Pentru că este una dintre puținele zone unde skillurile sociale sunt foarte importante și nimeni nu-și imaginează cum niște oameni de vânzări ar putea să funcționeze de la distanță. Dar se transmitea un mesaj foarte clar și anume că primul care va reuși să rezolve această problemă va fi lider de piață. Pentru că asta este unul dintre principalele blocări în a crește, sau era unul dintre principalele blocări în a crește în momentul respectiv în San Francisco. Și da, cred că cu noul coronavirus și cu toată nebunia care se întâmplă acum peste tot în lume, lucrul remote va fi mult mai mainstream. Și cred că din două considerente. Vor fi oameni care își vor da seama că, de exemplu, fix în contextul acum, din prezent cu coronavirus, una e să stai în centrul Bucureștiului și alta este să stai într-un orășel puțin mai departe, cu mult mai puțină populație, mult mai izolat și din care să poți ajunge ușor în București. Și eu sunt un astfel de exemplu. Eu m-am mutat din București în Brașov tocmai pentru acest lucru și m-am mutat aici fără să cunosc pe nimeni. Pur și simplu am pus degetul pe hartă, ne place Brașovul, lucrăm remote, nu ne oprește nimic, ne mutăm acolo. Oamenii își vor da seama de treaba asta și vor căuta să lucreze în acele companii remote, că deja vor avea exercițiu și își vor da seama, hai că nu e chiar așa de complicat precum pare, pe de o parte. Pe de altă parte, companiile își vor da seama că sunt foarte multe avantaje, de la costuri până la sănătatea oamenilor, până la eficiența și randamentul pe care îl dau. Bun, și mai am o întrebare înainte să închidem această conversație foarte utilă. Și dat fiindcă ne apropiem de final, întrebarea mea e cum te deconectezi? Închizi aplicații, închizi telefon, laptopul poți să-l închizi. Dar dacă ai aplicații pe telefon și poți să fii căutat, ce faci? Ignori, scoți routerul din priză, oprești tot internetul. Cum te deconectezi? E o întrebare... Mi-aduc aminte cineva când m-a răspuns Seth Godin a dat un răspuns foarte bun la întrebarea asta la un moment dat și a spus că atunci când faci ce îți place și cum îți place, nu te deconectezi sau nu simți nevoia să te deconectezi. Nu. Tot timpul sunt conectat la aplicații, dar da, îmi citesc mail-ul și în weekend când am nevoie, îl ignor când vreau să-l ignor. Sunt câteva reguli. Weekendul e al familiei. Nu știu dacă se întâmplă 1 sau 2 weekenduri pe an să ajung la birou, doar în situații extreme. După masa, iarăși ia familiei. Sunt niște lucruri de disciplină pe care mi le pun, dar nu simt nevoia să trag o linie foarte bruscă, pentru că, de fapt, sunt tot timpul într-o zonă în care mă simt bine. Sunt în biroul care îmi place și am și eu fetișul meu din punctul ăsta de vedere. Nu-mi place să lucrez în birouri care arată birouri. Lucrez în birouri care sunt apartamente închiriate, care au dormitor, au pat, au living, au bucătărie. Îmi place feeling-ul ăla, doar că îmi place ca acasă, dar să nu fiu acasă. Nu mă deconectez și nu simt nevoia asta. Bun, eu îți mulțumesc.
Și sper că oamenii nu vor dispera acum în situația actuală. Și cel mai important, mi se pare că ar trebui să înțeleagă că pot de fiecare dată să găsească soluții. Fie că vorbim de o soluție de management a sarcinilor, fie că vorbim de o aplicație de chat cu totul diferită de Facebook, tocmai ca să nu fii predispus să vorbești cu alți oameni sau să fii distras. Și ce mi se pare și mai important e că acum, în 2020, din fericire, internetul este matur. Avem conexiuni rapide, avem aplicații. Eu îți mulțumesc pentru discuție și spor la lucru. Mulțumesc, mulțumesc și eu și da, spor la lucru tuturor!